Recent a fost adusă o modificare codului rutier care prevede că nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care un conducător auto este prins sub influența alcoolului, a substanțelor psihoactive, nu deține permis de conducere sau provoacă un accident rutier soldat cu decesul victimei, ci va fi aplicată condamnarea la închisoare cu executare. Conform noilor reglementări, persoanele care consumă băuturi alcoolice, substanțe psihotrope sau conduc autovehicule fără a poseda permis de conducere și comită o infracțiune de ucidere din culpă, prin urmare acestea vor fi condamnate la închisoare cu executare, nemai existând posibilitatea ca în aceste situații să se poată prevedea suspendarea executării pedepsei cu închisoarea. Bineînțeles, polițiștii, în paralel cu aceste informări publice pe care le oferă tuturor participanților la trafic și cu recomandările preventive aferente, vor continua activitățile privind combaterea și prevenirea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, printre acestea numărându-se viteza și, desigur, consumul de alcool sau substanțe interzise, traversarea neregulamentară a străzii de către pietoni sau abateri comise de către bicicliști. Numărul evenimentelor rutiere grave în județul Hunedoara, dar și al persoanelor decedate în urma acestora, a scăzut în prima jumătate a acestui an. În prima jumătate a acestui an este drept că s-a înregistrat o scădere atât în privința numărului de evenimente rutiere, cât și în privința numărului de persoane decedate sau a persoanelor care au fost rănite grav. Cu toate acestea, vorbim despre 11 persoane care și-au pierdut viața de la începutul acestui an ca urmare a unor evenimente rutiere grave, dar și de 26 de persoane care au fost rănite grav de la începutul acestui an. În primele 6 luni ale acestui an, polițiștii rutieri au organizat peste 500 de acțiuni în trafic și au suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru 1130 de persoane. Au fost aplicate sancțiuni de peste 15.000 de lei.